Bună dimineața! Bună dimineața, ora 7:00, 21 octombrie. Bună dimineața, oameni dragi! Sunt în cameră, aproape de finalul ritualului de dimineață, în camera mea, aproape de finalul ritualului de dimineață. Și am zăbovit un pic mai mult pe acest ritual de dimineață, pentru că cumva m-aș lega astăzi de ce facem dimineața din nou, cu un scop, bineînțeles. Dacă la început de săptămână te-am făcut atent un pic spre lucrurile care te deturnează și te enervează, ți-am amintit de cât de valoroase sunt rece respirații în fiecare zi, pe care eu le fac, apropo, am deschis geamul și am făcut în fiecare dimineață cele 10 respirații. Ne-am uitat un pic la ce viteză de deplasare avem, cât de în priză suntem, cât de grăbiți suntem. Și astăzi m-aș gândi, având în vedere că e un moment oportun, cosmic, iarăși mă întorc și mă duc, orice fac, mă întorc și mă duc la lună din când în când, odată pe lună. Ieri, lăsând gluma la o parte, ieri vorbeam cu prietena mea, Raluca Bugariu, și îmi spunea că e un moment în care ea pornește un grup de monitorizare pe WhatsApp vis-a-vis de armonia în familie. Apropo de lucrul ăsta, dacă te interesează, intră pe Bucuria Dulapurilor Ordonate la Raluca Bugariu și vezi ce pornește de astăzi, o monitorizare de obiceiuri bune în armonie și în viața noastră. Și îmi spunea că pornește acest eveniment odată cu luna, cu plinătatea lunii. Am intrat un pic la Elizabeth Peru și am văzut cât de importantă este această perioadă în setarea unei puteri interioare, a unei forțe interioare de a face lucrurile bune, obiective noi, gânduri în toată plinătatea și dezvoltarea, evoluția lor. Și mi-am adus aminte că ieri dimineață când alergam, aveam luna plină în capătul drumului, parcă era un panou publicitat la capăt de stradă, imens, frumoasă, plină și inspirațională. Pentru mine, această zi îmi doresc să ți-o sugerez și ție, mi-o doresc și mie, inspirațională. Hai să vedem ce inspirație ne vine astăzi despre noi, despre ce am putea face, despre, proiecte pe care le avem ascunse undeva într-un sertar al minții noastre și pe care îndrăznim astăzi să-l deschidem și să-i dăm curs, poate să pornească de zilele următoare, după o analiză, de luni începând chiar. 30 days discipline with love, 30 days discipline mood, a fost un exercițiu pe care l-am preluat pe mulți dintre noi pentru totdeauna, acea disciplină a celor 3 mese fixe într-o zi. Au trecut ceva zile de când s-a încheiat această provocare și până să pornim la următoarea provocare, care probabil ține de lactate și o pornim în postul Crăciunului, aș vrea, deci undeva în mijlocul lui noiembrie, aș vrea să te gândești cu ce ai pleca tu de luni într-o provocare tu cu tine. Este momentul oportun în fixarea de obiective, în plinătatea acestor obiective pe care le putem, pe care o pot aduce, plinătatea pe care o pot aduce în viețile noastre. Așa că astăzi te las cu acest gând. Ce poate să vină în viața ta acum, ca un obicei, ca o acțiune pe care să o inserezi de luni, să începem de luni, dar să ne gândim la ea cu putere de azi și să o inserăm în viețile noastre. Mă gândesc la cele 10 respirații în fiecare zi, mă gândesc la o zi de apă pe săptămână, mă gândesc la 5 minute de conectare cu mine în fiecare dimineață. Exercițiul lui Greg Braden este extraordinar, sunt absolut... Wow, exercițiul pe care l-am făcut împreună în workshop-ul Femeia Sâmbătă, exercițiul pe care ni l-a dat Adriana Iona Pârvulescu aici pe grup, este extraordinar. Mă bucur foarte tare de acest exercițiu, mă bucur de inserarea unor obiceiuri noi, având în vedere că se mută ora, se schimbă ora și mă trezesc mult mai ușor la ora 5, pentru că acum mai trișez, mă mai trezesc la 5, jumate, 6 fără. Astăzi este despre luna plină, dar nu... pur și simplu lună plină. Dacă n-ai văzut-o, admiro, pentru că este magică. Este despre potențialul pe care îl putem activa noi. Este despre inspirația de a insera ceva în viața ta de azi, de mâine sau de luni. Astăzi este despre
plinătatea lunii și plinătatea noastră, despre felul în care putem să aducem ceva în plus pentru o schimbare. Orice moment de viață, din viață, poate fi un moment oportun pentru schimbare. Așa este, așa este, Adriana, și mai ales acum când avem această lună plină de care îmi spunea Raluca Bugariu ieri dimineață. Dacă vrei să vezi ce monitorizare face Raluca Bugariu pe Bucuria Durapurilor Ordonate, intră acolo și cere detalii. Eu te las să te inspiri, să-ți aduci aminte de cele 10 respirații din săptămâna asta de luni, să-ți aduci aminte de ce te deturnează emoțional și cât de tare te enervezi și te superi, să-ți aduci aminte de viteza cu care rulezi și să vezi, poate trebuie să mai stai un pic, să schimbi viteza, să fii mai slow motion în unele momente. Și astăzi te îndemn să pui o sămânță care cu siguranță în aceste momente, în aceste perioade, poate să fie rodnice, vrednice și să aducă o stare de bine în viața ta și a celor din jurul tău. Deci ne gândim cu toții astăzi, ne dorim inspirație, să vedem ce inserăm în viețile noastre de luni. Te rog să-mi scrii despre ce gândești că ți-ar pica bine să pornești în viața ta de zilele astea sau de luni, să monitorizăm împreună, iar luni vorbim despre ce începem să facem. Cât de puțin, un minut într-o zi, dacă n-avem mai mult deocamdată. Și aseară era fantastică, da, ar fi putut fi beznă în tot orașul și ar fi luminat suficient. Așa este și mie mi-este dragă, alergam ieri la capătul străzii, era imensă, parcă mă aștepta pe mine să mă îmbrățișeze. Vă îmbrățișez și eu, să aveți o zi minunată, astăzi inspirație, ce inserăm și punem ca obiectiv, obicei, zi de zi de făcut în viețile noastre, de azi, de mâine sau de luni dimineață, cum îți pică bine. E un moment excelent pentru asta. Și eu m-am pornit, Adriana, și azi dimineață am avut o lacrimă în ochi și e atât de fain în momentul în care îmi dau seama, ascultându-mi pe Greg Braden ieri, din ce mi-ai trimis tu, Adriana, cât de mult și cât de mult putem să primim de la lucruri atât de simple de care ne-am îndepărtat. Vă îmbrățișez, coerență, claritate, inspirație astăzi, obicei nou, inserat de azi, de mâine. Scriem obiceiul pe care îl inserezi de azi, de mâine sau de luni și rămânem aproape să vedem cum ne simțim inserând aceste noi obiceiuri. Te îmbrățișez. O zi minunată, Doamne ajută!